Dumnezeu nu vrea ca să existe segregare de vârstă în familie, de exemplu. Asta este logic, da? Deci, știi, bunii și bunicu, sunteți cam bătrâni să faceți parte din familia noastră. Știi, noi suntem mai tineri. Și copiii noștri sunt mai tineri. Noi avem alte preferințe, altă cultură, atare. Noi nu avem nicio treabă cu voi. N-ar părea absurd? Și totuși exact asta se întâmplă în biserică. O separare pe vârstă, pe preferințe. Biserica ca și familia este chemată ca să fie o unitate intergenerațională, care nu ține cont de preferințele umane, pentru că părtășia noastră nu este ca o prietenie umană. Părtășia noastră este fondată pe realitatea care este Hristos. Ca atare, eu am părtășie cu fratele Avram, la fel cum am părtășie cu fratele Radu, la fel cum am părtășie cu un tânăr de 17 ani. Nu contează că avem vârste diferite, nu contează că venim din culturi diferite, nu contează că avem preferințe diferite. Ceea ce ne unește este părtășia care o avem în Hristos.